Suntem în plină campanie de recoltat. Aici, în zona dumneavoastră, ați început recoltatul în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. 2 săptămâni. Haideți să le spunem oamenilor și ce suprafață aveți cultivată cu păioase, pentru că, spre deosebire de alte regiuni ale țării, arată bine culturile în zona asta Olteniei. Campania am început-o acum 2 săptămâni, da? Am recoltat în jur de 350 de hectare. Culturile arată bine, cele de păioase mă refer, o spun și la floare și la porumb. Sunt premize că vom face recolte frumoase. Mai mult, dacă mă întrebați ce producții obținem, scoatem undeva la 4600, da? Și am scos pe unele sole chiar 5 tone, 4900 mai bine spus, da? Recolte mulțumitoare la anul care a fost, față de ceilalți fermieri care să străduiesc sărace, să adune ce mai au pe acolo. Mă refer la județele Constanța, Ialomița, Tulcea, care sunt undeva la, am înțeles, de 5-600 de kilograme la hectar, la noi este altceva.